Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, merit să fii surprins. Nu, Doamne, nu îmi dă să am și mâine dureri de inimă. Nu-mi doresc să te doare inima, dar astăzi îmi doresc sincer să iei 2 puncte. Eu trebuie să iau 5 și el 2 sau 3. Să fie o diferență de 2 puncte măcar între noi. Zic, Doamne, să nu cumva să văd pe aia cu 2-ul la mine. Mă interesează ce iei tu. Eu spun doar că farfuria mea astăzi ia 4 puncte. De data asta pe mine mă interesează ce iei tu. Mai mult ca oricând. Eu știu că te interesează, dar eu spun că este. Eu la farfurie mea astăzi iau 4 puncte. Da. Nu, ar trebui să fii depunctat cel puțin un punct. Tu n-ar trebui să vorbești absolut deloc. Deci să nu vorbesc, dar ce n-am folosit tot? Brownie ăla nu era... Nu era brownie, nu? Era atât dovleac. Am avut brownies cu ciocolată și dovleac. Deci am avut de folosit ciocolata și... dovleacul și l-am pus împreună. Bă, unicul care avea toate ingredientele în farfurie sunt eu, azi, îmi pare rău. Erau toate, ciocolată, ribaș. Dai, mă, ce? Și vrei să spui că dovleacul meu nu era. Nu se vedea, și, Ștefan. Și tu ai pus nu o, se vedea. Un Ștefan, sfert de linguriță de pastă de măsline de la borcan. Așa era, nu, pastă de măsline. Dovleacul tu l-ai făcut. Nu se vedea, cum și eu am făcut chipsurile și nu se vedeau. Bă, el a făcut chipsurile și nu se vedea. Tu ai făcut chipsurile, el a făcut varză de Bruxelles. Și gata, tu ai făcut varză și n-ai făcut-o, adică nu e... Mă aștept să fiu așa, să fie eu primul, Orlando 4 puncte, Ștefan 3 și Alex 2, că nu a folosit varza. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dragi șefi! Bună seara! Elvira! Elvira! Dragi șefi! Nice to meet you! Nice to meet you! Sunt într-o oală sub presiune, simt că clocotesc înăuntru și presiunea mea și eliberarea presiunii este amuleta aia, cele 5 puncte. Tensiune din aia, de simți că tai cu cuțitul, știi? Adică era ceva, azi a fost punctul culminant. Farfuriile arătau, wow, zici că erau desenate toate, impresionante toate. Mulțumim. Mulțumim frumos. Mi-a fost foarte greu și dificil să jurizez pe oamenii ăștia care chiar știu foarte bine să gătească. Și cumva am avut emoții un pic pentru că știam că de mine depinde cine o să reușească să formeze echipa sau nu. Sunteți un pic tensionat sau mi se pare? Aici avem o persoană. Vă iau la un dans? Avem o persoană fragilă aici și riscul să-l pierdem. Și nu vrem să-l pierdem așa, că de început. Eu nu-mi doresc să-l pierdem, dar astăzi e o finală între mine și el astăzi mai mult. Începe iarăși stresul. Suntem curioși. Da. Da. O să începem cu binele sau cu... Cu ceva din mijloc. Hai să începem cu ceva bun, să fie o atmosferă bună, să nu se întristeze așa cineva din prima și atunci am hotărât că începem cu ticaie de bronz. Hai să luăm ceva din mijloc. Ceva din mijloc. Mm-hmm. 3 puncte atunci. 3 puncte. Povestesc eu de farfurie? Da. 3 puncte primește farfuria cu... cu acea combinație care m-a surprins, sincer. Nu m-am așteptat să pot să îmbin vreodată acele două ingrediente. 3 puncte primește farfuria cu desertul. Ok, that's it. Brownie. La Ștefan. Cu urechi de porc. Cu urechi de porc și ciocolată. E bine. Nu, mai e bine pentru mine. Și aici s-a terminat tot. Ce să... Nici nu mai am, nu știu ce să mai zic. Cu 3 puncte, toate calculele matematicile, imposibil, poți să faci toate calculele din lume, e imposibil să te reprinzi. Da, un ochi plânge, un urlede. Cam, ăsta era sentimentul meu care l-aveam acum. Nu știu dacă el mă crede sau nu mă crede, cu toate că el mi-a spus, înainte de a intra Elvira, zice, vechiu, nu te supăra, dar azi chiar îmi doresc să iei 2 puncte. 2 puncte. 2 puncte. Primește acea farfurie cu vita și cu ciocolata. Ribaiul.
Șef Richard. Îmi pare rău. Nicio problemă. Ce să zic, trebuie să respect verdictul. Dar nu pot să zic că sunt fericit. Am eliminat adversarul. Nu că m-am bucurat că a luat el 2 puncte. Că nu am, Doamne ferește, dar ar fi bine să luăm toți 5 puncte. Dar nu se poate, ăsta este jocul. Mai avem amuleta, cele 5 puncte. Și alte 4 puncte. Amuleta merge la farfuria cu... Amuleta merge la farfuria cu... cu ceva ce îmi reaminteam de copilăria mea și de țara mea. De raț. Raț. Rați. Este, mă! Doamne, a doua amuletă câștigată consecutiv, sincer, nu vine să cred. Preferatele ale mele în copilărie. Felicitări! Felicitări! Acea farfurie a fost pe gustul al meu. Nu am crezut că sunt niște similitudini între gusturile românești și poloneze. Chiar nu am știut și mulțumesc! Mulțumesc, Elvira! Asta înseamnă că 4 puncte. Și asta, asta e la mine. Oh, asta e de 4 puncte, este la mine acum. Da. O, e da. La mine. Yes, mă, asta este. Acum următoarea etapă. M-am detenționat așa și satisfacție. E sărbătoare în Valența! Felicitări, băieți! Mulțumim! Mulțumim. Păi și cu varză n-ai avut varză. Doamnă, întrebare. Varza de Bruxelles este varză? E varză. Este varză, da? Vă mulțumesc foarte mult. Că sunt eu de acord, că nu sunt de acord, nu pot să contest acum juriu. Nu pot să zic ce pot să fac eu acum. Ăsta e joc. Ăsta e concurs. Îmi pare rău că eu fac parte din acea... Dar nu ar trebui să fie așa de trist precum este Ștefan acum. Pentru că va avea o poziție privilegiată. Păi nu pot să stau fără echipă. Cum să... Și aia e partea care mă reprezintă, e partea care îmi place, e partea de bucătărie, de gătit, cu oamenii, să-i coordonez, să... Păi și eu n-ajung acolo. Dar va participa la jurizare și o să aibă concurenții lui preferați, sunt absolut convinsă. Va putea să aleagă câțiva concurenți pe care să-i bage în echipă. Așa că o să ne distrăm. Da. Eu cu el, în mod special. O să ne... Da. Mâine o să fie o nouă zi, ultima muletă. Fericiți! Vreau să câștig mâine. Sperăm să meargă bine. Vedem ce probă ne așteaptă. Dar ne așteaptă concurenții, să știți. Mulțumim mult de tot. Mulțumim! La revedere! Să rămână! Să rămână! Mulțumim frumos! La revedere! O să-mi fac o echipă și o să-i motivez în stilul meu. O să aveți de furcă cu echipa mea. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.